La Consiliul Raional Florești a avut loc ședința ordinară. La ședința au participat șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului Raional. Ordinea de zi a cuprins 27 de puncte. Pe prima chestiune de pe ordinea de zi, informația cu privire la gradul de pregătire a economiei Raionului și instituțiilor social-culturale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2012-2013. Raportor Elena Curteanu, șeful Direcției Economie și Atragere a investițiilor a Consiliului Raional. Ce privește instituțiile de învățământul preșcolar, din 36 de instituții, avem 31 instituții gazificate, iar 5 instituții sunt încălzite cu lemne și cărbune. La etapa actuală, cantitatea necesară de cărbune pentru instituțiile preșcolare a fost contractată și urmează pe parcursul lunii octombrie, anul curent, să fie procurată și depozitată în instituțiile respective. Pentru efectuarea reparațiilor curente a instituțiilor preșcolare a fost alocată suma de 232,9 mii lei și totodată nu a fost necesară efectuarea de reparații curente în grădinițele din satul Lunga și satul Prajila. În lunile iulie-august, anul curent, au fost făcute reparații la blocurile sanitare din instituțiile preșcolare din satul Ștefănești, Cașunca, Vertiujeni, Zăluceni și Băhrinești, la propunerea și la inițiativa Fondului de Investiții, dar suma alocată și câștigarea acestui concurs al Fondului de Investiții a fost obținută numai de către grădinița din satul Ștefănești. Tot cu suportul Fondului de Investiții se renovează grădinița din satul Sănătăuca, care i-a fost alocată o sumă de 1.400.000 lei, contribuția localității fiind de 53.000 lei, iar a Consiliului Raional de 120.000 lei. La fel pentru instituțiile preșcolare, prin intermediul Corpului Păcii, la grădinița numărul 7 din orașul Florești, a fost amenajat terenul de joacă cu o porțiune de grant de 5.000 de dolari, iar contribuția părinților fiind de 16.500 de lei. Tot în această grădiniță, la etapa actuală, se pregătește repararea blocului alimentar, pentru care au fost alocați de către Consiliul Raional 200.000 lei. Din bugetul de stat au fost alocate de asemenea 130.000 lei pentru grădinița din satul Vertiujeni, unde au fost instalate 36 de ferestre, 2 uși și a fost reparată capitalul sală de grupă. Totodată, în scopul păstrării energiei termice, este necesar pentru planificarea ulterioară în 15 instituții preșcolare de schimbat geamurile, acestea fiind într-o stare satisfăcătoare. La nivelul instituțiilor preuniversitare avem o singură instituție care se încălzește cu cărbune. Este gimnaziul Padova, care a fost trecut în incinta fostului gimnaziu internat din satul Napadova. La ora actuală, acest gimnaziu are un stoc de 40,3 tone de cărbune, însă pentru acoperirea necesarului pentru toată perioada mai are nevoie de 60 tone de cărbune, care urmează a fi revizuit devizul de cheltuieli și stabilită sursă pentru contractarea cărbunelui respectiv. Către noul round de studii, în instituțiile preuniversitare, a fost reparată capital sala sportivă la liceul din Ștefănești, ospătăria din gimnaziul Roșietici, au fost schimbate geamurile în gimnaziul Răduleni Vechi, gimnaziul Temeleuți și de asemenea au fost făcute lucrări de reparație în liceul din satul Frumușica. Totodată, în scopul păstrării energiei termice și pentru buna desfășurare a activității, mai este necesar de a fi schimbate geamurile în 13 instituții de învățământ preuniversitar, de a repara sistema de încălzire la liceul din satul Sănătăuca și de a repara câteva secții la cazanele din liceul Vasile Alexandrii, orașul Mărculești. În ceea ce privește resursele financiare, pentru a achita necesarul de gaze naturale, deci, pentru perioada octombrie-decembrie 2012, în situație critică se află doar două primării. Primăria Nicolaevca, care are un sol disponibil de 7.000 lei, și primăria Pragila, cu un sol disponibil de 3.000 lei. Aceste primării și, la rândul său, toate instituțiile își vor revizui devizul de cheltuieli pentru a găsi acele resurse necesare pentru achitarea resurselor energetice și a consumului de gaz. Totodată vreau să menționez că la ora actuală nicio instituție de nivelul 1 nu și-a creat contul special toamnă-iarnă în care să vreze 20% din veniturile proprii acumulate conform prevederilor legale. Acest cont special este creat doar la bugetul raional.
Făcând referire la instituțiile din domeniul cultural, din 59 case de cultură și cămine culturale autonom sunt încălzite 10 instituții și din 56 de biblioteci autonom sunt încălzite 12 instituții, iar 8 instituții cu lemne și cărbune. La ora actuală se fac, prin intermediul și cu concursul fondului de investiții, se efectuează lucrări de reparație la Casa de Cultură din satul Băhrinești, la care a contribuit și Consiliul Raional cu o contribuție de 320.000 lei, respectiv pentru anul curent, din bugetul de stat, au fost alocați 200.000 de lei pentru reparația Casei de Cultură din satul Gură Căinarului și pentru Casa de Cultură din Comuna Izvoare, bani care deja se valorifică. Lucrările respective au fost efectuate. Făcând referire la segmentul medical, în domeniul ocrotirii sănătății, în Raionul Florești, activează Centrul Medicilor de Familie Florești cu 14 instituții medicale, 3 centre de sănătate autonome, Ghindești, Marculești și Târgu Verdujeni, cu 12 instituții medicale și Spitalul Raional Florești. Din toate 14 instituții a Centrului Medicilor de Familie Florești, avem 13 instituții care sunt gazificate, iar 31 sunt încălzite cu sobe. Cantitatea necesară de cărbune pentru aceste instituții, mărime de 49 de tone, a fost contractată și în luna octombrie urmează să fie depozitată, procurată și depozitată. Iar contractarea lemnului este în proces de derulare tot pe parcursul lunii respective. În ceea ce privește centrele de sănătate autonome, deci cantitatea de cărbune este deja procurată, iar la centrul de sănătate Ghindești deja și depozitată, starea tehnică a sobelor și sistemelor de încălzire este bună și nu necesită reparație la centrul de sănătate Ghindești. În ceea ce privește instituțiile Centrului de Sănătate Mărculești, în satul Prajila, este necesar de a construi o sobă nouă, iar celelalte sobe sunt în stare funcțională și satisfăcătoare. În instituțiile Centrului de Sănătate Târgu Verdujeni, starea tehnică a sistemei de încălzire cu caze este bună, iar sobele se află într-o stare de avariere și necesită a fi construite din nou. Pentru instituțiile medicale, deci pentru cazele naturale, în devizul de cheltuieli, pentru anul 2012, au fost prevăzute 353.000 lei. În lunile ianuarie-martie, 283,9.000 lei au fost folosiți. Deci, pentru a acoperi necesarul financiar pentru octombrie-decembrie 2012, au fost date asigurări că vor fi făcute modificări la devizul de venituri și cheltuieli pentru a acoperi acest necesar de resurse financiare. Totodată, pentru planificarea ulterioară în bugetele respective, este necesar de a planifica lucrări de reparație a sobelor și schimbarea ferestrelor în instituțiile medicale. Avem 4 instituții medicale unde este necesar de a fi construite 5 sobe, 6 instituții medicale unde sunt necesare lucrări de reparație a sobelor și în 8 instituții medicale de a fi schimbate ferestrele. Ceea ce ține de Spitalul Raional Florești, s-au întreprins o serie de măsuri pentru pregătirea instituției către sezonul rece. A fost făcută revizia sistemului de încălzire în spital și în secția consultativă. Au fost înlocuite câteva radiatoare, totodată pentru pregătirea către sezonul rece. În urma efectuării reviziei tehnice a cazangeriei, s-a depistat că pentru reparația curentă și funcționarea bună a cazanului este necesar de procurat piese în sumă de 120.000 lei, care la ora actuală Spitalul Raional nu le are alocate. În acest context, în anul 2012, pentru instituțiile medicale din bugetul raional au fost alocate 1.200.000 lei pentru centrele medicilor de familie și 2 milioane lei pentru Spitalul Raional Florești. Paralel cu aceasta, pentru pregătirea către sezonul rece, au fost implicate și serviciile prestatoare de resurse energetice. Societatea Corespundere Limitată Florești Gaz, în conformitate cu planul care și l-a elaborat, a întreprins o serie de măsuri organizatorice și tehnice. Din punct de vedere organizatoric, a elaborat și coordonat planul cu toate serviciile corespunzătoare. Obiectele industrial periculoase au fost asigurate cu mijloace antiincendiare, iar pentru pregătirea către sezonul rece 2012-2013, din punct de vedere tehnic, au fost întreprinse următoarele măsuri. A fost examinată starea izolației conductelor subterane din Oțel, a circa 7 km de gazoducte.
Au fost verificate la etanșietate 4,9 km conducte de gaze subterane, care au un termen de exploatare mai mare de 25 de ani, din orașul Florești, pe străzile Vasile Alexandrii și Serghei Lazon. Au fost verificate la etanșietate conducte subterane de țevi de polietilenă, a circa 76 de km. Au fost verificate conducte subterane din oțel, cu o lungime totală de 25 de km. Au fost montate regulatoarele, care au fost extrase în vara anului 2008, în satele Ghindești, Cenușa, Domulceni, Prodănești, cu o sumă de 124.000 lei. Totodată a fost montat un not de evidență a consumului de gaze în sectorul centru din orașul Florești și un not de evidență în orașul Mărcurești. A fost reparată izolația la 211 metri de gazoduct subteran din țevi de oțel de diferite diametre. Au fost vopsite 17,5 km gazoducte supraterane și, în scopul evitării pierderilor de gaze la consumatorii casnici, au fost schimbate 120 robinete pe cep pe robinete cu bilă cu o sumă de 9.000 de lei și totodată schimbate 250 contoare fără termocorecție pe contoare cu termocorecție. Referitor la activitatea instituțiilor care repară și întrețin drumurile locale de Raionul Florești, deci o să fac referire la acele două instituții, Societatea pe Acțiuni Drumul Florești și Întreprindere de Strat Drumul Sănătăuca, în anul 2012, pentru a finanța programul raional de întreținere a drumurilor, cu o lungime de 233 km, s-au alocat 2 milioane de lei, respectiv 1.350.000 lei prin încasările fondului rutier, iar 650.000 lei din bugetul raional. Totodată, din bugetul de stat în anul curent, au fost alocați 60.000 lei pentru viaductul peste râul Râu din satul Băcrânești, iar la etapa actuală este în derulare proiectul tehnic. De asemenea, în derulare se află executarea lucrărilor de reparații a unei porțiuni de drum din satul Putinești, cu o lungime de 800 de metri, finanțată de fondul de investiții, unde a contribuit și Consiliul Raional cu 67.000 lei, 40.000 lei pentru achitarea contribuției, iar 27.000 lei pentru achitarea proiectului tehnic. Ceea ce ține de Societatea pe Acțiuni Drumuri Florești. Aceasta are la întreținere 267 km de drum, cu 85 naționale și 182 locale. Întreprinderea în anul curent a efectuat lucrări de circa 8.921.000 lei, dintre acestea 6.124.000 au fost alocate de către Administrația de Stat a Drumurilor, 878,6 de către Consiliul Raional Florești, 1.440.000 de subantreprenorul magistral Anistru și 371.000 de subantreprenorul Frerickson. Totodată, în anul curent, au fost îndeplinite lucrări de plombare a gropilor la 182 km de drum cu o cantitate de material de 1,2 tone. Au fost instalate 51 de semne rutiere și 4 autopavilioane. În varianta albă a fost făcută reparație curentă la 1 km de drum de acces spre statul Roșietici la 1,5 km de drum cu bolta Frumușica. Pentru sezonul rece 2012-2013, mecanismele sunt pregătite, întreprinderea dispune la moment de 543 tone de sare și 360 tone de nisip. Ceea ce ține de întreprinderea de stat Drumuri Sănătăuca, în anul 2012, aceasta a îndeplinit lucrări în sumă de 6.353.000 lei, dintre care 4.300.000 sunt alocate de către Administrația Drumurilor de Stat, 196,4 lei alocări a Consiliului Raional Florești, 34,2 lei alocați de Consiliul Raional Soroca și 1.845.000 lei prin contracte directe.